Nenorocirea se petrecea sâmbăta trecută, pe un drum din dreptul comunei Prahovene-Brazi. Biciclistul de 18 ani părăsea DN1 cu intenția de a se îndrepta către rafinăria din zonă. În acel moment, o mașină l-a izbit în plin. Șoferul, în loc să cheme ambulanța, a dat bir cu fugiții, sperând că va scăpa bazma curată. Din fericire, martorii au sunat după ajutoare. La 2 zile de la tragedie, polițiștii descopereau primul indiciu. Un microbuz de transport persoane ajungea în mâna oamenilor legii. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au descoperit autovehiculul implicat în accidentul rutier produs în localitatea Brazi. În imagini se observă că mașina are parbrizul crăpat, iar farul din dreapta față este complet distrus. Semne clare că a fost implicat într-un accident și, cel mai probabil, o persoană era luată pe capotă. La scurt timp, adică luni seară, pica în mâinile polițiștilor prahoveni și principalul suspect. În urma activităților desfășurate, a fost identificat și depistat și conducătorul autovehiculului în cauză. Este vorba de un bărbat de 49 de ani, care s-ar putea face acum vinovat de vătămare corporală din culpă și pentru părăsirea locului accidentului fără anunțarea poliției. De ce ați gândit de la locul accidentului? A fost băut? Știți că băiatul e pe moarte? Vă pare rău pentru ceea ce ați făcut? A fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat cu propunere de arestare preventivă. În funcție de o decizie pe care o vor lua judecătorii de drepturi și libertăți de la Ploiești, fugarul riscă acum până la 7 ani în spatele gratiilor. La Spitalul Județean de la Ploiești însă, veștile despre biciclist sunt proaste. Tânărul de 18 ani se află în continuare în stare foarte gravă, în comă indusă de gradul 3, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele lui de supraviețuire.